cultură și identitate rom înseamnă ceea ce sunt eu astăzi și ceea ce cred eu. Și consider că este foarte important să te cunoști pe tine și să cunoști istoria propriului tău popor, pentru că este trist, dar din păcate adevărat, că mulți dintre copiii noștri habar nu au despre faptul că am fost robi, că am fost deportați, că uite de ce suntem așa, uite că de fapt după 90 începem și noi să ne organizăm un pic. Din păcate ne-am cam săturat eu una și când spun eu una, mă refer la liderii de astăzi, liderii tinerilor romi de astăzi. Ne-am cam săturat să fim prezentați ca bun dansatori, ca bun lăutari. Asta o făceam de foarte mult timp și o facem în continuare. Cred că este momentul ca noi să depășim cumva lucrul acesta și să încercăm să ajungem și noi buni doctori, să ajungem buni preoți, avocați, sociologi, antropologi, asistenți sociali. Și că de multe ori atunci când oamenii aud cuvântul de țigan, rom, se gândesc la dansul din buric, port tradițional, accent, limba romanii puternic, dar da, și asta fac parte din cultura noastră, dar nu numai. Din păcate, doar aspectul ăsta exotic, cum îl numesc sociologii și antropologii, reprezintă cumva minoritatea romă în spațiul românesc și european. Adică vedem fata aia frumoasă, cu fusta lungă, care împarte o floare. Adică e chestia exotică, țigăni și frumoase, focoase, de ce nu? Asta se vede în principal. Cultura romă și mai ales identitatea e dincolo de toate astea.